După tot calvarul din ultimul timp, se anunță și câteva zile frumoase pentru Nicușor Constantinescu, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța. Fica lui cea mare, Smaranda Constantinescu, urmează să se căsătorească. Mai mult decât atât, surse din rândul apropiaților susțin că tânăra este și însărcinată. Prin urmare, Smaranda Constantinescu, împreună cu viitorul soț, vor spune da în acest weekend în fața ofițerului stării civile. Din păcate, Nicușor Constantinescu nu poate participa la căsătoria fiicei sale, fiind faptul că este grav bolnav și se află în penitenciarul Slobozia. Urăm pe această cale casă de piatră viitorilor miri.